Bine ați venit la Minecraft Viața la Școală, ediția specială de Halloween 2022. Bună dimineața, băieți și fete, și bine ați venit la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, vreau să vă anunț încă de la început că astăzi o să fie o zi foarte, foarte ciudată. Dacă vă întrebați de ce, ei bine, bănuiesc că știți și voi că astăzi și în seara asta se va sărbători Halloween-ul. Ei bine, băieți și fete, la mine în oraș, nu știu cum să vă explic, însă este o chestie mai ciudată cu Halloween-ul ăsta. Adică, în unele locuri din lume e ceva special, poate e ceva creepy, e ceva diferit. Ei bine, fraților, la mine în oraș Halloween-ul nu se sărbătorește absolut deloc. Și pe lângă chestia asta, pentru că, da, puteți zice și voi: Marius, dar nici la mine în oraș nu se sărbătorește Halloween-ul, nu se pun decorațiuni, după cum puteți vedea, dacă ne uităm pe geam, nu vedem nicio decorațiune. Ei bine, fraților, la mine în oraș, de cât sunt eu mic, băi, oamenii nici măcar nu vorbesc de Halloween și nu ca și cum nu ar ști că există. Am așa o mică impresie că efectiv le e frică să vorbească de Halloween. Da, ați auzit foarte bine, nu fac vreo glumă sau ceva de genul. Lumea se comportă super, super ciudat de Halloween la mine în oraș. Ei bine, până la vârsta asta n-am avut eu, că până la urmă este o zi, o seară, adică n-am avut eu să mă gândesc că, mamă, de ce se întâmplă chestia asta. Însă vreau să știți că astăzi o să fiu foarte, foarte curios să aflu de ce la mine în oraș nu se sărbătorește Halloween-ul și de ce toată lumea se comportă așa ciudat. Efectiv, o să vedeți că o să o întreb și pe mama. Până acum n-am mai întrebat-o, însă iară, ea mai nu mama ceva de Halloween acum câțiva ani. Era da, nu știu ce, și a schimbat subiectul. Adică, habar nu am, boys, parcă le e frică de ceva fantomă sau ceva de ce, nu? Am făcut și eu o glumiță, în fine. Hai să mergem la școală ca să nu întârziam. Uite acolo și pe mama și, fraților, chiar o să o întreb. Chiar vreau să o întreb și zic: băi, mamă, de ce nimeni nu sărbătorește Halloween-ul în orașul nostru, până la urmă? Când ai ceva interesant, până la urmă, știi ce zic? Bună dimineața, mama! Acum o să mă duc la școală. Am și o întrebare la tine, că m-am gândit eu așa, acum bănesc că am crescut, sunt destul de mare ca să aflu adevărul. M-am gândit să te întreb de ce la noi în oraș, că eu văd pe Instagram, văd pe Facebook, văd pe YouTube, pe TikTok, peste tot, că oamenii sărbătoresc Halloween-ul, vorbesc despre Halloween și nu știu ce, însă de ce la noi în oraș nu se întâmplă chestia asta și de ce lumea se comportă așa de ciudat când întreb de chestia asta, de parcă, nu știu, întreb de ceva prostie sau ceva de genul. Bună dimineața, dragule, nu știu dacă e bine să-ți răspund la întrebarea asta, vedeți? Vedeți, frate, despre ce vorbeam? What? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu oamenii de Halloween? N-are niciun sens, pe bune! Ce se întâmplă? Vezi tu, aici în oraș, acum mulți ani, s-a întâmplat o foarte mare tragedie în noaptea de Halloween. Hopa! Mamă, frate, eu nu știam chestia asta. S-a întâmplat o foarte mare tragedie în noaptea de Halloween, iar din respect nu mai sărbătorește nimeni Halloween-ul. Ok, fraților, ce tragedie. Știu, e ciudat, dar mai bine așa. Mai bine așa ce? Băi, ce tragedie? Băi, asta-i! Tu îmi faci așa introducerea la poveste și mă lași așa ca prost un aer. Ok, atât, s-a întâmplat ceva tragedie, dar e ciudat, dar mai bine așa. Efectiv nu înțeleg. Ok, mama, bun, o să mă duc eu la școală și o să aflu. O să-mi întreb colegii care sunt elevii mei și pe frățiorul Alex și o să aflu care-i treaba. Însă prima dată, băieți și fete, știți ce intră foarte, foarte bine de Halloween? Nu știu dacă ați ghicit, însă intră bine o limonadă, boys. Hai să mergem să băgăm o limonadă de Halloween, că pe bune simt așa că îmi arde gura de o limonadă. Bro? Unde e vânzătoarea? Fraților, nu vreau să fur o limonadă, Doamne ferește. Însă unde-i vânzătoarea, bro? Și-a luat liber de Halloween sau... Se dă liber la muncă de Halloween, bro, că nu înțeleg. Am și eu liber că sunt profesor. Băi, ce asta? Ok, în fine. Poate nu e aici acum. O să vin într-o pauză și o să încerc să-mi cumpăr. Hai să mergem la școală și să lăsăm toate prostiile astea. Pe bune, fraților, sunt prea multe întrebări. Bro? De ce nu e nicio bicicletă parcată la școală? Fraților, sunt într-un vis lucid. Bro? Nu e nimeni în clasă? Ia să-ți puțin. Am ajuns eu prea devreme, bro? Poate am ajuns eu prea devreme, nu știu niciodată. Băi, nu e nimeni în școală, bro? Bă, da, gen... Așa vin normal, n-a venit mai devreme. Cred că chiar am întârziat puțin dacă stau să mă gândesc că ei nu chiar... Dar zic așa,
Ok, fraților, destul de ciudat, parcă toată lumea în afară de mama, parcă toată lumea a dispărut, ați văzut și voi că deci elevi nu sunt, colegii mei nu sunt, aici nu e absolut nimeni, doamna văzătoare nu e, păi... Da, fraților, probabil întârzie, așa că eu o să stau aici și o să-i aștept. Cine știe, poate o să apară în câteva minute. Tic-tac, băieți și fete, să știți că mă simt foarte, foarte ciudat, pentru că au trecut vreo 20-30 de minute și, surpriză, nu-i absolut nimeni la școală. Gen, inițial mă gândeam că... poate au vrut ăștia, s-au supărat ăia pe mine de la testul de l-am dat ieri, gen s-au supărat pe mine și au vrut să, cum îi zice, au vrut să se răzbune și să chiulească, dar dacă e așa cum zic eu, unde-i Alex? Adică, frățiorul Alex Ovidiu, Tănase, unde sunt toți, bro? Ok, ciudat, foarte ciudat. Băi, poate au sport acum, dar... nu are niciun sens. Mamă, boys, cum ar fi, fraților, să se ascundă în baia? Bă, cum ar fi să se ascundă în baie, boys? În baia, băieților, acolo, să-mi facă o farsă, ceva de Halloween sau ceva de genul, ha? S-ar putea și asta, nu? Ia să vedem, fraților. E cineva în baie, bro? Hopa, hopa. E ușa deschisă aici. Ok, nu e nimeni. Băi, fraților, poate nebunii pregătesc ceva farsă de Halloween să mă sperii, știi ce zic? Ok, ok. Iată și baie. Boys? Ok. Nu-i nimic în baie. Aici, gen, uite, apăs pe butonul ăsta și mi-apare mare jumpscare. Ok. În continuare, nu-i nimic în baie. Boys, școala e cumva goală? Ce se întâmplă? Uite, ce-s tu ăsta? Hopa, un bilet. L. What? Ce înseamnă L, bro? Ok, deci fraților, stați puțin, deci băi, mă simt super ciudat. V-am zis că astăzi o să fie o zi ciudată, dar nu mă așteptam la asta, gen. Nu mă așteptam la genul ăsta de zi ciudată. Bro, ce se întâmplă? De ce nu e nimeni la școală? Și de ce nu e nimeni în oraș? Bro, unde a dispărut toată lumea, man? Ce mai e un vis de ăsta? Ok. Bun. Haideți să mergem... unde să mai mergem acum? Băi, fraților, hai să merg la Alex acasă. Gen, să văd. A dispărut și el, bro, dacă a dispărut și Alex, deci o să mă panichez maxim. O să-mi dau două palme, o să învărs niște apă pe față, îmi dau două palme și sper să-mi revin. Bro, unde e Alex? Ok. Hai să mergem... na, să mergem să vedem care e treaba cu Alex, până la urmă. Și zic, uite, colom pe aici și facem aici curse ilegale. Așa, și hai să mergem să vedem dacă Alex este acasă. Băi, dacă nici Alex nu e acasă. Băi, fraților, nici Alex nu e acasă. Opa, da, man, ou! Alex în camera lui, bro. Ok, ciudat, bro. Ce se întâmplă, man? De ce n-a venit la școală, man? Ce s-a întâmplat cu el? Ia vedeți, fraților, că Alex e în camera lui. Băi, să-i fac o farsă, să-i fac ceva de Halloween, să fac bau și să intru la el în cameră, să vedem, poate se pișe pe el de frică, fraierul, știi ce zic? Băi, da, de ce n-a venit la școală? Fiți atenți, hai să vedem, hai. 3, 2, 1... bau! Băi, Alex, ce faci, mă, frățior, aici, man? De ce n-ai venit la școală? Băi, de ce n-a venit nimeni la școală? Stăteam acolo ca prostul și vă așteptam, bro. De ce n-ați venit, mă, la școală, man? Ce-i cu voi? Marius azi nu se merge la școală. E Halloween. E elevul fantomă. What? E Halloween, e elevul fantomă. Ce? Asta ai tu, nu știi? Lasă-mă să-ți explic. Bro, Alex... la ce te referi, frățiorul? Bun, fraților, Alex mă panichează foarte, foarte mult. A început și ploaia afară fix acum. Deci mi-a zis, a zis că nu mergi la școală, că elevul fantomă, că Halloween. Bă, ce se întâmplă, bro? Eu n-am auzit până acum de chestia asta, bărbacă-mă și pe mine temă, știi ce zic? Băi, Alex, care-i treaba? Bun, Marius, pregătește-te, deoarece urmează să auzi o poveste care parcă este desprinsă din filmele horror. Băi, ce poveste, bro? Băi, ce se întâmplă, man? Bă, v-am zis, fraților, deci vă repet, dar nu știu câta oară. Astăzi știau că o să fie o zi ciudată. Însă care-i treaba, bro? De ce n-am mers lumea la școală?
Ei bine, bănuiesc că ai observat, însă la noi în oraș nu se sărbătorește niciodată Halloween-ul, v-am zis eu. Și nici nu se merge la școală în această zi. Ok, eu nu știam chestia asta, fraților. Până acum n-am fost în situația asta, sau nu mai amintesc, bro. Eu credeam că se merge la școală de Halloween. Dar de ce să nu se meargă la școală de Halloween? Toată lumea merge la școală de Halloween, bro. De ce fix la noi în oraș nu se întâmplă chestia asta, să nu mergi la școală? Lucrurile astea se întâmplă din două motive. Mai exact, din cauza a două sentimente. Respect și frică. Ce zici, bro, Alex, acolo, frățiaru? Vorbește-mă în limba română, ce ai? Mai exact, ia, acum aproximativ 25 de ani, la liceul nostru s-a organizat un bal de Halloween. Acolo au venit toți elevii costumați în toate prostiile la care te putea gândi. Am avut baluri de Halloween? Ok, stai, hai să lăsăm să-și termine povestea. De la Dracula, Frankenstein, The Nun, până la hot dog umblători, sticle de cola umblătoare, etc. Ei bine, în seara aia s-a produs o crimă care a marcat orașul nostru. Nu știu cum să găsesc cuvintele ca să-ți explic, însă îți las aici un articol de la vremea respectivă. Mamă, fraților, Alex, bă, da, prost ești, bro. Bă, ești prost, dai în grob, scuză-mă cât zic. Mamă, băi, deci știți genul ăla de povești, legende urbane, că la noi în seara de Halloween ies babele din pământ și te mănâncă. Știi prostii de-astea, bro, tu chiar crezi prostiile astea? Pe bune, bă, Alex, frățiu, tu ești chiar așa de prost să crezi prostiile astea, man? Ionuț știre. Hai să citim știrea, bro. O citim așa. Bă, adică eu nu zic că e fake sau ceva de genul, dar na, nu bănuiesc că te refer la faptul că persoana asta, 100% asta e, persoana asta care a murit, bântuie orașul de Halloween sau prostii de astea, nu? Că până la urmă, da, dacă s-a făcut o crimă, de ce să mai mergi la școală, știi, zic, gen, mai ales după 25 de ani de la producerea ei. Însă hai să citim. Moartea tragică a elevului Ionuț Emanuel Popa. Doamne ferește. Doamnelor și domnilor, descoperire șocantă la liceul din orașul nostru. Profesorii și elevii au găsit un cadavru ascuns într-o cameră de serviciu a unui elev care a fost dat dispărut după balul de Halloween de acum 2 săptămâni. Mamă, deci este un cadavru care a fost găsit după 2 săptămâni după ce s-a produs crima? Ok, îmi sună interesant, hai să citim. Este vorba de Ionuț Emanuel Popa. Acesta a fost dat dispărut la 24 de ore după balul de Halloween de la liceul nostru și de atunci nu a mai fost găsit până acum. Până acum v-ați prins și voi cum. Părinții au spus că Ionuț a plecat de acasă, însă nu s-a mai întors niciodată. Ok, asta e trist. Acesta avea o costumație de pirat și din spusele altor elevi a fost prezent la petrecere. Ok, deci Ionuț ăsta s-a dus la balul de Halloween și ce s-a întâmplat? Însă după jumătatea balului, acesta a fost dat dispărut. Nimeni nu știa unde este. Elevii s-au gândit că poate s-a simțit rău și s-a dus acasă sau efectiv a plecat. Ei bine, la 2 săptămâni distanță, în liceul nostru se simțea un miros intens de cadavru. Așa că au început căutările. Și ce să vedeți, după nici mai mult, nici mai puțin de o oră de căutare, într-o cameră de serviciu a fost găsit trupul lui Ionuț, care zăcea plin de sânge acolo. Holy shit, frate, mi se face pielea de chină, băi, o poveste horror pe bune, man. Acesta avea o rană de cuțit fix în piept, însă arma crimei nu a fost găsită. Toată lumea suspectează că acesta a fost omorât la balul de Halloween, însă momentan poliția nu știe nimic. Holy shit, fraților. Zilele următoare se vor da declarații legătură cu moartea elevului și vom afla adevărul. Ok. Pagina 6 din 6. Pagina... Unde? Băi, alo, și declarațiile următoare? Frățiorul Alex, ce s-a întâmplat după? Adică da, am înțeles, moartea lui băiatul ăsta lui Ionuț, dar ce s-a întâmplat după, frățiorul? Că a zis că, gen, ce a zis aici la final? A zis că zilele următoare se vor da declarații în legătură cu moartea elevului și vom afla adevărul. Care e adevărul? Marius, din păcate, din ziua aia, nimeni nu a mai aflat nimic despre moartea lui Ionuț. Bro, ok. Bun, ok. Bun, să zicem că e adevărat ce s-a întâmplat, da? Ce treabă are cu Halloween și cu toate astea? Tot ce a rămas în urma lui, pe lângă faptul că toți oamenii din oraș au picat de comun acord să nu sărbătorească Halloween-ul din respect pentru el. Băi, fraților, păi da, mi-a zis mama, de ceva crimă. Boys,
Nu? Sau ce mi-a zis mama azi dimineață? Ceva de genul că nu se sărbătorește, că nu știu ce, dar mai bine nu știu. Aha. Deci tot ce a rămas noi pe lângă chestia asta este o legendă creepy pe care nimeni nu are curaj să o testeze. Da, mă, da, da, ok, deci despre asta vorbeam, fraților, genul ăla de legendă urbană din oraș, că dacă faci, nu știu ce, iese baba din pământ și te mănâncă. Gen, prostii de-astea. Mai exact se spune, fiți atenți ce se spune, că până și în ziua de astăzi Ionuț bântuie școala și orașul nostru din furie pentru oamenii care nu au găsit vinovatul pentru moartea lui. Deci ăsta e supărat că după 25 de ani n-am găsit cine l-a omorât. Băi, are și el dreptatea lui, adică suntem ca proști. Dacă am căutat 25 de ani și nu l-am găsit, are și Ionuț dreptatea lui până la urmă. Se spune că dacă mergi la școală și cauți bine, vei găsi chesturi cu indicii care îți vor spune unde vei putea să te întâlnești cu Ionuț în seara de Halloween, adică din seară, gen. Tocmai de aceea nimeni nu merge la școală astăzi, este mult prea riscant. Se spune că dacă te întâlnești cu el, vei muri pe loc. Sigur, frățior, că asta e adevărat 100%. Băi, Alex, băi, asta e puțin, băi, asta e, am și uitat să zic, bro. Băi, ia uite ce am găsit, bro. Am o foaie de asta pe care scrie legend, că eu am venit prima dată la școală, am găsit foaia asta pe care scrie legend, zic, bă, lău ăsta, e ceva indiciu? E ceva indiciu de moartea lui Ionuț ăsta, unde să mă întâlnesc el în seara de Halloween. Dacă ăsta e indiciu, zi, Bala, te bași cu mine, frățioru, zi, te bași cu mine să mergem să explorăm școala acolo și poate îl găsi pe Ionuț. Adică pe bune, frățioru, tu-ți dai seama ce interesant o să fie. Ok, probabil e fake, adică 100% e vreo glumă sau ceva de genul. Dar ia uite foaia pe care am găsit-o și zice, schie L pe ea, să mă duc să mă văd cu Ionuț la punctul L. Băi, cum să crezi chestiile astea, mea, până la urmă? Oh my god, Marius, tu vorbești pe bune? Ai luat chestia asta de la școală? Da, Alex, vorbesc pe bune. Buhu, o să mă mănânce fantoma lui Ionuț. Omule, termină cu asta. Stai aici, așteaptă să treacă ziua asta și după mergem la școală. Dacă chiar vrei să mergi, eu nu voi veni cu tine, scuză-mă. Băi, Alex, frăționul, fii atent. O să-ți dovedesc încă o dată că ți-am mai dovedit. Și tu mi-ai dovedit mie, practic, că n-am avut dreptate în multe cazuri, dar și eu ți-am dovedit ție. Chiar acum o să iau asta, o să pun prostia asta înapoi în chest și mă voi duce la școală. Vezi că acum și plouă afară, e spooky. Și o să-ți dovedesc că, în primul rând, o să vin înapoi, n-o să mor. Și în al doilea rând, nu există niciun indiciu. Foaia asta cu L probabil a fost... Nu știu, a uitat-o cineva în baie, sunt foarte multe cazuri. A fost o mare coincidență că am găsit o faie cu un L pe ea sau ceva de genul, știi, zic. Așa că hai că eu mă duc la școală și ne auzim noi, Alex, da, fraților, stai acolo să nu te mânce, eu nu știi ce zic. Mamă, fraților, băi, eu îl chedeam pe Alex, băiat inteligent, adică ați văzut că chiar dacă câteodată și el a greșit în, să spunem așa, în ce am mai făcut noi și în operațiunile noastre, băi, în general, el chiar era un băiat care gândea, nu știu ce. Băi, da, acum... Ok, mi-a dispărut bicicleta, probabil mi-a furat-o cineva sau ceva de genul, hai să mergem pe aici. Deci, fraților, nu înțeleg ce-i cu prostia asta pe Alex, deci fără supărare, dar Alex, pe bune, că nu gândește, bro, cum adică să fie o fantomă? Deci ce a zis mai exact, că tu trebuie să te duci în școală, o să găsești indicii să te vezi cu Ionuț și după te duci să te vezi cu Ionuț ca să te bați cu el sau, nu știu, să faceți o confruntare Shaolin. Ok. Ok, fraților, a venit ceva la școală sau... Bro, ia stăți puțin. Mie mi-a dispărut bicicleta din fața casei lui Alex. Acum e bicicleta la școală. E ciudat o coincidență, desigur. Bun, hai să mergem înăuntru. Bun, hai să vedem. Am intrat. Am intrat, fraților. Haideți să începem să căutăm indiciile. Ionuț, unde ești, frățioru? Vezi că vin să te prind. Ia uitați-vă, fraților, dă Ionuț la jucării. Ok, bun. Deci a zis că trebuie să găsești chesturi cu indicii. Da, foarte multe chesturi cu indicii se află aici, adică se vede clar. E full de chesturi cu indicii, da. Sala de sport plină de indicii. Băi, v-am zis, fraților, efectiv, era o coincidență că am găsit o chestie asta. Crafting-ul, iară, hopa, chesturi aici. Opa, fraților, ce să vezi? Nu se află nimic în ele! Oare pentru că fantoma lui Ionuț nu există? Baia, fetelor, n-avem ce căuta aici, știi ce zic? Suntem gentlemen până la moarte. Ok, hai, bă, vreau să văd și eu indiciile alea, bro, știi ce zic? Unde sunt indiciile, spooky? Opa, ia uite-se-vă acolo, alte chesturi, hai să vedem.
O, mâncare! Ce să vezi? O să iau niște mâncare. Wow! Deci ăsta ar trebui să fie indiciul. Niște mere și niște morcovi. Nu vine să cred. M-am făcut și cu mâncare, frățior. Ok, hai, o las aici. Că e mâncarea școlii, boys. Nu mă bag eu aici să stric treburile la oameni. Hai să mergem mai departe. Helping class, ok. Opa, uite un chest aici. Oare aici este un nou indiciu? Ce să vezi? Băi. Că, băi. Băi, s-a oprit și ploaia, man. Băi, asta e. Băi, și dacă e o farsă, fraților, și dacă e o farsă. Băi, asta e puțin. Că e ceva suspect la mijloc. Cum adică? Deci am găsit asta cu L și am găsit și asta cu C. Să fie tot o coincidență, fraților. Băi. Ok. S-ar putea acum să mă sperii puțin. S-ar putea să mă sperii puțin, însă nu, nu o să fac chestia asta. S-ar putea să fie o coincidență. Sau poate face Alex o manevră de asta și face mișto de mine. Și ce zic? Poate de-aia n-am mai auzit eu până acum de legenda aia și o face Alex intenționat ca să facă mișto de mine. Ok, aici nu e nimic. Hai să mergem și la etaj. Deci avem LK. Ce poate să însemne LK? Ok, fraților, băi, deci, mamă, băi, eu și lilieci ăștia, băi, ok, fraților, deci să știți că m-am calmat puțin, pentru că, ok, aici bănesc că nu-i nimica, în toate prostiile astea bănesc că nu-i nimica, nu, sau, cumva în chestul ăsta, nu este nimica cum așteptam, așa. Ok, dar hai să vedem, fraților, băi, deci, stați că m-a speriat Alex puțin, gen gaming room. M-a speriat Alex puțin că da, până acum nu am mai făcut nimica. Mergem la directoare, clasa de engleză, asta e o clasă la fel ca a noastră. Păi da, numai L, că am găsit două foi cu L și C. Numai astea sunt, bro. Ar trebui să fie un indiciu L, C. Gen, ce indiciu? Asta nu-mi dă niciun indiciu. L, C poate să însemne orice două cuvinte cu L și C la început, și ce zic? Adică, pe bune, n-are niciun sens. Aici, la fel, niciun sens. Aici, la fel, niciun sens. Uite încă un chest, mamă. Băi, e pus suspect acolo. Let's go. Bronco, fai, mamă, băi, mă simt ca în Slenderman cu paginile alea. Băi, ia stați, frația, că mă panichez pe bune. Ia stai. LKA. LKA. Băi, o fi că e ceva subiect, ceva... Cuvânt, ia. Să mai știu și așa alte clase. Mai avem numai clasa mea unde nu-i nimica, că doar am fost adineauri aici. Și mai avem și cancelarea. Care e asta? Unde mâncare. Ok, fraților, bun. Deci, s-ar putea ca Ionuț să aibă puțină dreptate, pentru că eu am găsit niște pagini care indică LKA. Ce poate să semne chestia asta, fraților? Bă, stați! LAC. LAC! Bro, băi, Caterinca, cumva Ionuț îmi transmite să mă întâlnesc cu el în seara de Halloween la LAC? LAC-ul de lângă casa mea? Bro, asta trebuie să fie o glumă, man, nu pe bune. Ok, hai să plec din locul ăsta, că nu mă simt în siguranță deloc. O să iau bicicleta și o să merg așa, o să fac pași frumoși spre casa lui Alex ca să-i arăt ce am descoperit. Dar vă zic sincer, fraților, că nu mă simt deloc confortabil. Hai să mergem înapoi acasă la Alex, că începe așa să intre puțin spaima în mine. Tu, fraților, am revenit înapoi acasă. Alex, frățiorul, fii atent. Deci nu o să mai iau de tine. Nu știu dacă tu cumva îmi faci vreo farsă sau ceva de genul, e ceva glumă, însă ia uite ce am găsit la școală. Deci fii atent. Pe lângă foaia pe care o aveam eu cu L, am mai găsit încă două cu A și C. Și practic LAC, care prima dată era LK, după am schimbat-o că mi-a dat seama că n-am. LAC înseamnă LAC, adică să mă duc la LAC. Și tu ai zis într-un fel că, într-un fel, Ionuț îmi transmite unde să ne vedem în seara de Halloween. Adică diseară trebuie să mă duc la LAC și să mă întâlnesc cu Ionuț, cu marea fantomă Ionuț. Ia zi, frățăr, vrei să... Vrei să te bași cu mine? Gen, să mergem amândoi?
Marius, înțeleg că ai găsit indiciile, dar te rog să nu mergi la lac diseară. Crede-mă, nu e nicio farsă, nu e nicio glumă. E o poveste 100% reală, e treaba ta. 100%, fraților. Păi hai, Alex, hai, ia, hai, dă drumul la un FIFA să ne jucăm până se face seara ca să vedem dacă e adevărat, e cu adevărat real sau fake. Frați și surori, sper că toată lumea și-a pregătit Pampers și deoarece urmează să ne speriem. Mai exact, s-a făcut seara, după cum puteți vedea, în continuare plouă și Alex se roagă de mine de vreo oră să nu mă duc la lac. Deci tare am impresia, fraților, că Alex are ceva combinație aici, vrea să-mi fac o glumă, pentru că eu nu văd un univers în care s-ar putea să existe genul ăsta de fantome. N-are niciun sens, pe bune. Alex, frățioro, te mai întreb încă o singură dată. Vii cu mine la lac sau mă duc singur? Mare este ultima ta șansă, elevul fantomă nu iartă pe nimeni. Crede-mă, nu iau glumă, haide mai bine să revenim mâine la zilele, noastre normale de profesor, să fie totul bine. Eu ți-am zis, Alex Frățioru, ne revedem în vreo jumătate de oră când mă întorc de la lac, că nu o să mi se întâmple nimica, pentru că nu o să găsesc nimica. Bun, frate, deci fiți atenți, ca să vedeți cât de șmecher sunt, o să și merg la lac pe picioarele, o să merg așa pe jos, nu o să iau aia, după cum puteți vedea, plouă afară. Și acum urmează să mă văd cu marea fantomă, nu știu ce. Băi, vă zic, eu cred că e fake, fraților. Dar, na, hai să vedem. Până la urmă, știi, zic, mergem încet, încet. Nu lăsăm pe nimeni să nu cumva să ne urmărească Ionuț până la lac. Poate asta e tactica lui, fraților, știi, mă urmărește din spate. Și după mă bagă cu capul în, lac și mă neg. Știi ce zic, hai să vedem care-i treaba. Mergem încet, încet, să vedem ce vom găsi aici la lac, fraților. Sunteți pregătiți? Hai să vedem, let's go. Bro, băi, văd un nume, băi, asta e. Mamă, stai. Mamă, fraților, văd un nume în față. Nu, nu, ok, ok, s-ar putea să fie... S-ar putea să fie cineva. S-ar putea să fie cineva. Cineva care n-are ce face, ce zic. Care stă acolo, așa, la mișto, ce zic. Hai să vedem. Oh my God. Boys. Mamă, fraților, ok, ok, bun, nu mai fac mișto. Ăla e Ionuț, scrie Ionuț deasupra lui. Bro, bă, ce chestia aia, bro? Bă, ăla e Ionuț? Bă, e și o bicicletă acolo, mă. Fraților, Ionuț, mamă, o să mă moare, bă. Băi, o să mă moare, nu? Acum deja m-am văzut, nu mai am nicio șansă. Hai să mă duc la el, orice ar fi. Salut, Ionuț, te rog să nu mă mori. Salut, Ionuț, salut. Eu credeam că e o glumă. Și nu credeam că pot să te invoc. Te rog să nu mă mori, pe bune. Gen, nu o să zic la nimeni că ne-am văzut aici. Și gata, te rog. Înțeleg ce ți s-a întâmplat. Da, mamă, fraților, vedeți care sânge pe piept? Cum a zis că avea o rană de cuțit pe piept, oh my God. No. Salut! M-ai găsit? Stai liniștit, nu o să te pedepsesc. Nu mai am de ce. La ce se referă? Îți spun doar atât. Omul care m-a omorât pe mine a plecat dintre noi. Ai grijă de tine, Marius. Mamă, știe numele, ok. E o fantomă. Bro, ce? Omul care m-a omorât pe mine a plecat dintre noi. Adică persoana care l-a omorât pe Ionuț acum 25 de ani a murit. Fraților, ce persoane de la școala mea au murit în ultimul timp și care ar putea să fie suspecte de moartea lui Ionuț? Bine, fraților, mulțumesc că m-ai lăsat. Să ai un Halloween fericit.